Sala de ședințe a prefecturii Botoșani a devenit astăzi neîncăpătoare pentru cei aproape 100 de tineri veniți din tot județul Botoșani să afle cum pot deveni patron de firme mici și mijlocii. Secretarul de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Harry Island Laufer, dar și Adrian Mlădinoiu, secretar de stat al Secretariatului General al Guvernului, au venit să le vorbească tinerilor despre avantajele programului Startup Nation Romania. Este un program fără precedent la nivelul acesta de finanțare. Avem un buget anual de aproximativ 480 de milioane de euro. Sunt fonduri nerambursabile, cu contribuție proprie zero din partea celor care doresc să aplice. Programul își propune ca prin măsurile pe care le punem în practică să întoarcă o parte, cel puțin, din cei care sunt plecați acum în străinătate. Principala menire a acestui program este să stimuleze înființarea de noi societăți mici și mijlocii în România. În ultimii ani de zile există un dezechilibru în ceea ce privește înființarea de noi societăți versus numărul celor care se închid. Cei doi au ajuns la Botoșan la invitația grupului parlamentar PSD. Sper să reușim cât mai mulți tineri din județul Botoșan să acceseze acești bani, pentru că, după cum bine știm, județul Botoșan este un județ destul de sărac și cred că ideile voastre să le puneți în aplicare, să reușim să atragem cât mai multe proiecte. În cele 10.000 de proiecte vă invit pe toți cei prezenți în sală nu doar să accesați programul, ci să transmiteți mai departe prietenilor, colegilor și tuturor celor interesați să acceseze acest program. Prin programul Startup Nation Romania, care se va derula pe o perioadă de 4 ani, se dorește înființarea 10.000 de noi firme. Programul este susținut din fonduri de la bugetul de stat și din fonduri europene. Potrivit inițiatorilor programului, menirea acestuia este să încurajeze oamenii să se apropie de zona de antreprenoriat și totodată să combată exodul tinerilor din România. Și de ce nu, să-i facă pe cei plecați să se întoarcă acasă.